Na, widzę coś. Nie bucuram de acest moment. Pentru că el este o mărturie pentru ceea ce dumneavoastră ați reușit să împliniți în cei 25 de ani de împreună viețuire. Și sigur că primul gând, atunci când trebuie să fim mulțumitori, trebuie să adresăm lui Dumnezeu. Și dacă ați făcut acest lucru, acesta este și o mărturie de credință. Pentru că toate pe care le facem noi în această lume, trebuie să le începem și să le sfârșim cu Dumnezeu. Așadar, mulțumirea dumneavoastră este o mărturie de credință și, în același timp, recunoștință față de Dumnezeu și față de cei dragi pentru tot ceea ce aveți ca dar din partea lui Dumnezeu și a oamenilor în viața dumneavoastră. Sigur, ele sunt multe, dumneavoastră le cunoașteți mai bine, dar dacă ar fi doar să aducem aminte de copii și ne putem închipui câtă bucurie ați adunat în acești ani și cât de mult v-a binecuvântat Dumnezeu. Este o șansă să-i aveți și pe naș, aproape, și iară este o mare binecuvântare, pentru că vedeți că zilele noastre sunt numărate și anii trec și multe sunt necazurile din această lume. Pe lângă, aveți foarte mulți prieteni în jurul dumneavoastră, care cred eu că cu sinceritate au venit astăzi să fie părtași la bucuria dumneavoastră, pentru că bucuria adevărată este cea care se împărtășește celorlalți. Nu te poți bucura de unul singur, pentru că atunci te închizi într-o carapace și bucuria ta este egoistă și nu este bucurie. Iată că dumneavoastră știți să împărtășiți bucurie și vă faceți asemenea lui Dumnezeu, care El însuși oferă oamenilor daruri și bucurii, pentru că El ne dorește fericiți. Atunci când nu suntem fericiți, nu este de bine. Noi suntem bine că nu știm să căutăm fericirea unde trebuie. Și locul pe care l-ați ales este cumva predestinat, să zicem, pentru că este biserica militară și dumneavoastră faceți parte din cei care slujesc armata română. Spuneam astăzi la slujba de hram că dumneavoastră sunteți o mărturie pentru ce înseamnă identitatea noastră, românească, națională, dar și creștină. Sfântul Atanasie Todoran, pe care l-am plăsunit astăzi, el a fost însuși o mărturie de credință, dar și de iubire de țară, de neam și de această glie străbună, din care noi ne tragem semn. Așadar, revenind acest loc, dumneavoastră vă apărați identitatea și nu doar cea profesională, ci mai mult decât atât, pentru că noi facem această legătură în arc peste vreme și odată prezenți în biserică, luăm legătura și cu cei plecați în eternitate, cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu moșii și strămoșii noștri, care și ei au fost prezenți aici, pentru că Duhul este în biserică, pentru că noi îi pomenim în rugăciunile noastre și ei vin ca să se bucure împreună cu noi. Așadar, vedeți o deplinitate la deplinitate. Pentru că 25 de ani este o sumă de ani în care dumneavoastră ați muncit mult și v-ați bucurat și ați râs și ați plâns împreună și ați clădit împreună. Ce mare lucru! Pentru că tot așa în lumea în care trăim noi astăzi, de multe ori sunt probleme și nu puțin, nu mulți reușesc. Iar dumneavoastră sunteți printre cei care ați reușit și noi dorim. Mai sunt poate mai vârstă, dar și pe așa de vârstă, să ne mai întâlnim și peste 25 ani. De ce nu? Am făcut și nu îți deau, așadar ne putem întâlni în aceeași formulă, da? Toți și peste 25 de ani. Încă o dată vă dorim cu sufletul din partea noastră, de rândul militar, la celor care slujesc într-un altar, dar și din partea celorlalți, care vă încăjoară cu dragoste toate cele bune, să ne trăiți, să fiți fericiți pe mai departe, să clădiți pe mai departe, să vă împliniți pe mai departe într-un mulți și fericiți ani. Încă o dată, mulți ani trebuie.